Ministerul Sănătății anunță că a fost publicată lista centrelor de vaccinare în care se administrează noul vaccin COVID-19, adaptat pentru a oferi o protecție mai largă față de tulpina originală și față de subvariantele Omicron BA4 și BA5. Vaccinul este destinat persoanelor cu vârsta peste 12 ani, vaccinate cu schema primară anti-COVID cu cel puțin 3 luni înainte. De altfel, vaccinul oferă protecție împotriva complicațiilor și formelor grave ale bolii. Astfel, la nivelul județului Hunedoara sunt 4 centre unde doza cu noua formulă de vaccinare va fi folosită. Este vorba de Spitalul Municipal Lupeni, unde programul de vaccinare este de marți până joi între orele 13 și 15, Spitalul Municipal Orăștie, unde programul este de luni până vineri între orele 12 și 18, Spitalul de Psihiatrie ZAM, de luni până vineri între orele 8 și 15 și Spitalul Municipal din Hunedoara, de luni până vineri între orele 12 și 14. Noul vaccin împotriva COVID-19 este disponibil la cerere și la medicii de familie.